Iubită Biserica Domnului Iisus, înainte să ne rugăm, vreau să împart cu dumneavoastră emoția care mă stăpânește în clipele acestea. Și aș dori să o faceți din toată inima. În primul rând că suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului și Mântuitorului nostru. În al doilea rând, această rugăciune ar fi trebuit să fie adusă de fratele Petrică, cum de obicei știm. El este pe patul lui de vindecare sau de suferință și vreau ca în rugăciunea noastră să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Amin. Și în al treilea rând, ca și în biserică, avem o poruncă. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și fratele Octavian a citit un text din Scriptură care ne dă și condiția. Domnul Iisus este vița și noi suntem lădițele. În săptămâna 6-12 februarie suntem provocați la împlinirea acestei porunci. Să mergem și să vestim Evanghelia. Vom avea o evanghelizare în mai multe puncte de misiune, inclusiv Alexandria, în Lăceni, în Crângeni, în Piatra, în Copăceanca și în Olteni. Și să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să avem disponibilitatea pentru această lucrare. Amin. El să lucreze la inima oamenilor pe care ne dorim să îi invităm și să expunem cuvântul lui Dumnezeu și toată slava să fie a Domnului nostru Iisus Hristos, a Tatălui din ceruri și a Duhului Sfânt. Ne vor ruga cu aceste rugăciune și luați-le cu dumneavoastră și haideți împreună să spunem amin. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și vrem să luăm cu mulțumire, Doamne, și seara aceasta, care este un dar de la Tine, seara în care ne aflăm înaintea cuvântului Tău, înaintea puterii și a slavei Tale, Doamne. Îți mulțumim că suntem răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că suntem înfiați prin hotărârea pe care Tu ai luat-o și că ai hotărât, Doamne, să trimiți un mângâietor ca să fie cu noi până la sfârșitul veacului. Îți mulțumim că avem hrană pentru sufletele noastre, avem cuvântul Tău și ne spui că prin cuvântul Tău, Doamne, să avem bucuria deplină, să avem pacea, pacea pe care ne-o dai Tu, pace care se coboară de la Tine, Doamne. Te rugăm în aceste clipe pentru fratele Petrică, Doamne, ca Tu să-i dai sănătate, ca Tu să-i dai însănătoșire, Doamne, și să avem bucuria să-L revedem aici în casa Ta. Amin. Îți mulțumim că ne faci părtași lucrării Tale, Doamne, și îți mulțumim că ne chem să vestim Evanghelia oamenilor. De aceea Te rugăm să ne cercetezi ca biserică, să ne cercetezi ca individ, ca persoană, ca și copil al Tău pe fiecare parte, Doamne, și să ne dai puterea ca primind și așteptând frații noștri care vor să ne dea o mână de ajutor, Doamne, să facem echipă cu ei, să mergem în satele din jurul Alexandriei, să mergem în Alexandria, la oamenii pe care îi cunoaștem, la rudele noastre și să invităm în casa Ta și să expunem cuvântului Tău, Doamne. Ne dorim ca rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos să nu rămână fără rod, fără folos, Doamne, și de aceea dă-ne această putere, însuflețește această lucrare și însoțește-ne. Cercetează biserica Ta în seara aceasta, binecuvintează orice suflet care este prezent aici în casa Ta și nu în ultimul rând, Doamne, dă putere robului Tău de care Tu te folosești ca să vestească cuvântul Tău. Coboară Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul adunării. Amin. Și fă ca toată slava, toată cinstea și gloria să fie a Ta, Doamne, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, Doamne, ne rugăm și îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin.